Arheologie, la rădăcina de Paulonia. Extraordinar cum luptă să supraviețuiască planta asta. Dacă te gândești că asta e în câteva luni. În câteva luni, că 40 de zile nu crește, a plantat-o la sfârșitul lui mai, hai, câteva zile din iunie, să zicem, iunie, în iulie, la sfârșit, să zicem că s-a pregătit planta să lucreze, da? Are un an. Păi da, are un an, dar câte luni de vegetație are, vreau să zic. Ia uite. Fai de mine. Și câte tentacule are, zici că e caracatiță. Extraordinar. Și are una care se duce pivotantă. Aia trebuie să o tăiem tot timpul, pentru că dacă nu, n-ai cum să scoți planta. Să stai la 3 metri, nu poți. Și uite, planta practic nu e mare. Și a fost tăiată cam la 4 cm diametru. Ia măsoara asta, Florin. 5 are. Să zicem 5. Cât are? 5. Eu văd 6 aici. Într-o parte, 5. Într-alta. 5, da. Cam 5, bun. 5 cm diametru rădăcina și tentaculele, ia măsoară în partea cealaltă, ia să vedem. Uite și ăsta și ăsta, uite la toate. Da, aia. Aici. Nu, aici. Nu, rădăcina aia. Are 3 cm toate. Nu, dar cât se duce încolo? 3 cm și încolo. Cât se duce, cât se duce, ia să vedem. Mult. 1,50 m, 2 m, dacă e să luăm și celălalt. Ia, hai, măsoară. Hai să punem. Nu așa. Pe rădăcină. Cât are? 140. Deci are 140 un tentacul de rădăcină. Asta ce am scos noi acum. Dar planta asta nu e mare și tăierea tehnică e de 5 cm. Deci planta asta e mega tare. Mega puternică. Renaște din cenușe. Nu degeaba îi spune pasărea Phoenix. Așa e comparată cu pasărea Phoenix, renaște din cenușă.